În conformitate cu legea 153 din 2017 și cu hotărârea Consiliului Local 284 din 2018, Primăria Roman a afișat pe site-ul propriu lista funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciile publice de interes local fără personalitate juridică și a salariilor la data de 30 septembrie 2019. Iată așadar salariile de bază ale principalelor funcții din primărie. Primar, minim 2.080 de lei și maxim 14.560 de lei, adică 145 de milioane. Viceprimar, 2.080 de lei minim și maxim 12.480 de lei. Secretar general al municipiului, 8.910 lei, adică 89 de milioane de lei vechi. Arhitect șef, 7.481 de lei. Director executiv, 7.240. Șef de serviciu, 6.275 de lei noi, adică 62 de milioane de lei vechi. Șef de birou, 6.034 de lei noi, adică 60 de milioane de lei vechi. Auditor superior, 5.324 de lei. Consilier juridic, consilier achiziții publice, 4.827 de lei. Expert principal, 4.034 de lei. Inspector asistent, 3.780 de lei. Polițist local debutant, 3.690 de lei, adică 37 de milioane de lei vechi aproape. Referent de specialitate, 3.437 de lei. Referent polițist local superior, 3.175 de lei. Referent principal, 3.093 de lei. Asistent, 3.000 de lei și debutant, 2.921 de lei. Salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Club Sportiv Municipal Roman, care este o direcție din cadrul primăriei, sunt următoarele. Director 6.720 de lei, adică 67 de milioane de lei vechi. Contabil șef 6.270 de lei. Șef de serviciu 5.293 de lei, adică 53 de milioane de lei vechi aproape. Șef de birou 5.089 de lei. Administrator 3.040. Magazioner 3031, șofer 3025 de lei, adică aproape 30 de milioane de lei vechi, și îngrijitor 2600 de lei, adică 26 de milioane de lei vechi. Nu am făcut translația în lei vechi decât pentru câteva poziții, contând pe faptul că majoritatea ne-am obișnuit cu leii noi, mai ales că, se pare, foarte curând va trebui să ne obișnuim cu euro.